Asta o chestie chiar foarte bună Editează o carte despre fotbal minut cu minut Unde am înțeles că sunt și Niște CD-uri de asta sau ceva de genul ăsta Să poate și asculta Dar să spui așa ceva Că ei erau niște profesioniști Păi tu cu cine vorbești, băi, Nenicule? Ei erau niște lulele, bă Da? Deci noi care eram copii și după aia am râs toată copilăria mai mult decât la Buster Keaton și la Stan și Bran, de idioții care au comentat la fotbal minut cu mine. A fost marea noastră plăcere în copilărie, la acolo în gașca noastră de prieteni, ascultam bineînțeles toate etapele la radio, făceam un mișto, ajunsesem să imit pe aia pe toți, perfect. Ce mai mari cretini, cum poți să vii să spui că ei știau fotbal? În primul rând, unul la mână, ea nu văzuseră niciodată niciun meci în afara celor pe care le comentau, că n-avea unde. Păi mea nu era ca astăzi. Deci nu cunoșteau fotbalul. Dacă luați acum și ascultați o emisiune fotbal minut cu minut, o să vedeți că ei aveau nivelul pe care îl avea Sergiu Nicolaescu ca regizor. Adică erau zero barat. Da? Nu știau niciun pic de fotbal. Niciodată niciunul dintre derbedei ei n-a făcut o analiză tactică. În 30 de ani de comentarii. Dar nu o analiză tactică elaborată. De două minute, bă. Deci ei nu știau decât să spună minutul, scorul, la cine-i mingea. Vă reamintesc că Ghițulescu nu cunoștea niciun jucător de la nicio echipă în afară de Dinamo. Nă, 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 în comentea în emingea la Câmărătărul, face o centrare, -na, respingă -na, În afară de Portaru, -na, intervine Ioniță, era la la Corvinu, știe toată lumea, îi bătea Dinamo cu 8-0. El nu vorbea decât de ăla. Niciun jucător nu pronunța de la adversari decât în momentul în care marca și vedea pe tabelă sau îi transmitea oia. Veniți cu astfel de tâmpeni. Noroc că sunt eu jurnalist, că alții ar lăsa eroarea asta nereparată. Da? Nenea ăla care se ocupă de carte, am văzut ca declara că a declarat că ei erau niște somități, erau niște gunoaie. De-aia ajunseseră la radio, nenicule. Atunci, pe vremea aia, ca să comentezi la radio, trebuia să fii un șteban, să ai un dosar, nu să ai talent, bă. Nu să te pricep la fotbal, că dacă aveai talent, nu erai acolo. Da? Hai de capul tău. Dacă tu ți imaginezi că ei știau fotbal, nici vorbă. Au fost paiațele, muțunatii copilăriei noastre. Asta ne-a făcut pe noi să ne facem imaginație, să ne croim un drum spre meseria asta, tocmai pe prostia lor ne-am clădit. Dacă ei erau niște somități, ne-ar fi fost rușine să intrăm în breasla asta. Asta să țineți minte. Dar fiind niște ajami, tocmai asta ne-a determinat să facem ceva. Țin minte și acum când discutam în copilărie de planurile pe care le aveam în viață cu prietenii și cu colegii de generație. Nu că au comentat, au fost niște rebuturi absolut ordinare, niște accidente industriale.